Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, plăcerea să vă salut. Cu o stimă deosebită, salut pe domnul Klaus Werner Iohannis, excelența sa, președintele României, la conferința de presă cu ocazia unei vizite oficiale în Ungaria. Un salut cu mult respect pe doamna președintea Ungariei, doamna Katalin Novak, reprezentanți PS și stimați invitați. O rog înainte de toate pe doamna președinta Republicii Ungare să își țină cuvântarea. Am marea plăcere și onoare să salut pe domnul Iohannis aici la Budapesta, cu ocazia vizitei la Budapesta. Când ne-am întâlnit data trecută la București, ne-am înțeles ca să readucem la ordinea de zi întâlnirile care se urmează în șir, pentru că este important ca două țări vecine importante să se pună de acord în problemele curente. De aceea, la nivel anual, ne întâlnim și domnul președinte Iohannis m-a invitat anul trecut și acum, tot în acest context, dânsul efectuează vizita. Mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat invitația mea. Și vă mulțumesc că sunteți, dat fiindcă după 14 ani, acum este prima vizită oficială la nivel de președinte în România, ziua de astăzi are o importanță istorică. Am speranța că în viitor vom reveni la această practică a întâlnirilor susținute între cele două țări. Nu ne întâlnim doar la nivel bilateral, ci în general și sistematic la nivel multilateral. Discutam și cu ocazia întâlnirii. De astfel am avut mai multe ocazii într-un an și jumătate timpul trecut de când eu sunt președinte acestei țări, că ne-am putut întâlni și am putut discuta. Ultima dată ne-am întâlnit la Porto, unde domnul Iohannis a fost invitatul de onoare. Obiectivul nostru este, așa cum am formulat acum un an și jumătate, ca să avem legături pragmatice, demne de țări vecine importante și lucrăm în acest sens și în acest context întâlnirea de astăzi este de o importanță majoră. Întâlnirea noastră de astăzi între patrioti și de asemenea cu delegația a fost o întâlnire importantă. Foarte multe teme am abordat despre care a fost important să vorbim în mod deschis împreună și din aceste discuții țin să împărtășesc câteva idei cu noastră. 5 teme importante vreau să vec despre discuțiile noastre înainte de toate, dat fiindcă noi cu toții suntem preocupați de problema situației de război atât în Ucraina, cât și în Orientul apropiat și în Israel. În al doilea rând, pentru ambele țări este o importanță majoră situația minorității naționale și de asemenea pentru noi destinul, prezentul și viitorul etniei maghiare din România este o importanță majoră pentru noi. Am discutat de asemenea despre aderarea Schengen în România și despre președinția ungară care urmează în anul următor, în al doilea semestru, de asemenea despre problemele de transport și energetice. Înainte de toate, despre război, privitor la războiul din Ucraina, poziția României și Ungariei a fost aceea de la bun început. Condamnă agresia Rusiei împotriva Ucrainei și încercăm să susținem și să ajutăm Ucraina în apărarea pe care o desfășoară împotriva rușilor. Deci, poziția Ungariei nu s-a schimbat. Acordăm toate ajutoarele umanitare pentru cei care se refugiază din Ungaria și suntem parteneri în acele hotărâri care se iau în comun, care s-au luat la nivel și al diferitelor formuri. Și cred că Rusia a trecut linia Rubiconului prin această agresiune și tocmai de aceea încercăm să ajutăm
dezvoltăm Ucraina în toate privințele. De asemenea, legăturile cu Ucraina au și un alt aspect în care România și Ungaria se află într-o situație similară, pentru că ambele țări au o minoritate numeroasă în Ucraina și atunci când negociem cu conducerea Ucrainei, întotdeauna însemne problema garantării respectării tuturor drepturilor minorității maghiare din Ucraina, în zona subcarpatică. Și tocmai ieri România a primit vizita domnului Zelenski pentru a garanta drepturile naționale ale minorității române din Ucraina. Contăm pe cooperarea cu România pentru ca toate lezările de drepturi să fie înlăturate și minoritățile să se poată bucura de toate drepturile pe care le au. Și acest lucru este deosebit de important, pentru că ar fi bine ca și Ucraina să fie membra acelor asocieri și organizații ale căror suntem membri și noi în ambele țări. Este îngrozitor să vedem ce s-a întâmplat în atacurile care au avut loc în ultima zi, ultimele zile, și nu ne putem gândi la aceste evenimente înfricoșătoare pe care le-am văzut pe micul ecran. De asemenea, și bineînțeles, acordăm tot sprijinul statului Israel în această situație. L-am sunat pe domnul președinte Herzog imediat la telefon pentru a-l asigura de toată susținerea din partea Ungariei și în această situație tragică, și voi participa în această după-amiază la mesa organizată de Majlis și de comunitatea mosaică. Am vorbit de asemenea despre situația minorităților, despre minoritatea română din Ungaria și minoritatea maghiară din România. Amândoi suntem convinși de faptul că susținerea și întărirea poziției maghiare este de interes comun și reducerea tensiunilor este de asemenea un interes comun, și amândoi suntem hotărâți să reducem aceste tensiuni, să contribuim la reducerea lor și de asemenea să contribuim la întărirea maghierimii și să garantăm toate drepturile maghierimii pentru ca ei să poată rămâne și să se poată dezvolta pe teritoriul României. De asemenea, am abordat tema aderării la Schengen a României. România a îndeplinit toate condițiile, deci și-a îndeplinit toate temele de casă în acest sens, și este nedreptă hotărârea prin care România nu este încă membră a spațiului Schengen. Ungaria, bineînțeles, va susține în continuare și în timpul prezidenției această intenție, această aspirație a României de a adera la Schengen. Sunt convinsă că atunci când în doilea semestru al anului următor, Ungaria va asigura președinția, deci această temă nu va mai fi la ordinea de zi. Dacă totuși va fi, este clar că Ungaria va face tot ce stă în putință pentru ca România să devină cât de repede membră a spațiului Schengen împreună cu Bulgaria, nu numai pentru că acest lucru este just așa, și pentru că este interesul nostru, pentru că nu avem nevoie de o graniță Schengen între Ungaria și România. Viața noastră ar fi mai simplă dacă România ar putea fi de membra a zonei Schengen. Am vorbit de asemenea despre președinția Ungariei, aderarea țărilor din vestul Balcanilor. Este interesul nostru ca Balcanii de vest să fie membra Uniunii Europene. Prin aceasta dorim să accelerăm procesele care au fost întreprinse. Am întreprins
măsuri importante. O altă temă importantă este demografia. Am vorbit cu domnul președinte despre acest lucru. Criza demografică este o problemă în întreaga Europa și ar trebui să facem totul pentru ca să învingem această criză. Recensămintele recente au arătat de asemenea că atât în Ungaria cât și în România scăderea numărului populației pune probleme majore, dar nu numai la noi, ci și în întreaga Europa. Tocmai de aceea este important să facem totul pentru ca criza demografică să poată fi învinsă împreună. De aceea aceasta va fi o temă prioritară pentru președinția ungară. Și ca încheiere am vorbit despre legăturile economice, energetice și de transport și de asemenea am arătat că există multe posibilități în această cooperare și suntem bucuroși de faptul că relațiile economice sunt înfloritoare și importul s-a ridicat la 1,5 de până și altul pentru investițiile în ambele țări. Țările noastre sunt partenere importante și vom face totul pentru ca circumstanțele de investiții să fie favorabile și în acest caz relațiile, dacă sunt intensive între cele două țări și negocierile intensive, vom ajunge cât de repede să înlăturăm greutățile. Vom mări numărul punctelor de trecere peste frontieră de la 12 la 14 pentru a înlesni trecerea peste frontieră și traficul și despre energetică trebuie să vă spun că Ungaria, care nu are ieșire la mare, în urma situației sale dependente din punct de vedere energetic, încearcă să își diversifice cât de mai mult sursele de aprovizionare în resurse energetice și contăm mult pe România și în acest sens și avem speranța că cooperarea noastră se va întâlni în continuare. Dragă Klaus, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și ai venit la Budapesta și sunt convins că vom putea continua în același spirit munca comună împreună. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și acum îl rog pe domnul președinte al României, domnul Klaus Iohannis, să țină cuvântarea. Bună ziua, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine și delegația mea este un lucru foarte bun că am fost invitați și că am venit astăzi aici în Budapesta. Înainte de a mă referi la rezultatele vizitei mele de astăzi, dați-mi voie să exprim din nou condoleanțe pentru trecerea în neființă a fostului președinte ungar László Sólyom. Vizita mea astăzi la Budapesta, la invitația doamnei președinte Katalin Novák, constituie un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relației noastre bilaterale. Am continuat astăzi dialogul cu doamna președinte după vizita sa de la București de anul trecut și după summitul inițiativei celor trei mări de la București, unde a fost împreună în septembrie. Am exprimat disponibilitatea deplină a autorităților române de a acționa pentru consolidarea dialogului și a cooperării bilaterale și de a oferi și mai multă substanță parteneriatului strategic dintre țările noastre. România urmărește ca acest dialog să aibă o dinamică pozitivă de dezvoltare și aprofundare în interesul tuturor cetățenilor noștri, indiferent de originea lor etnică. România promovează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică, bazată pe încredere reciprocă. Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate. Trebuie să existe de ambele părți hotărârea de a privi viitorul relațiilor noastre într-o perspectivă axată pe dezvoltare, cooperare, identificarea elementelor care ne unesc și a intereselor similare mai degrabă decât a celor care ne dezbină.
Am subliniat că persoanele care aparțin minorităților naționale contribuie la crearea și consolidarea unor punți de legătură între statul de cetățenie, singurul care are răspunderea pentru protecția drepturilor acestora, și statul înrudit. Am reluat și aspectele care țin de protejarea drepturilor identitare ale etnicilor români din Ungaria, în special, sigur, care țin de mass media și de educația în limba maternă. Am discutat astăzi și despre oportunitățile de dezvoltare a cooperării noastre economice și sectoriale, de dezvoltare a infrastructurii și asigurarea securității energetice. Am subliniat că, în viziunea părții române, cooperarea economică trebuie structurată prin proiecte de interes comun, nediscriminatorii pe criterii de etnie, care să nu fie limitate doar la anumite părți ale României și care trebuie finanțate cu respectarea legislației românești și europene, precum și cu acordul părții române. Suntem deschiși să sprijinim investițiile ungare pe tot teritoriul țării noastre și vom încuraja companiile românești să investească în continuare în Ungaria. Am abordat și cele mai importante subiecte de pe agenda europeană, inclusiv în perspectiva deținerii de către Ungaria a președinției Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului viitor. Am reiterat angajamentul României pentru avansarea agendei europene, pentru a avea o Uniune unită, mai puternică și mai rezilientă. Avem nevoie de o Uniune capabilă să răspundă prin soluții comune provocărilor unui context internațional foarte complicat. Discuțiile noastre au evidențiat sprijinul ambelor state pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii. Am reiterat susținerea fermă a României pentru adoptarea până la finele acestui an a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina și Republica Moldova. Am abordat în cadrul discuției noastre și subiectul aderării României la Schengen, prioritatea noastră europeană. Contăm și pe mai departe pe sprijinul Ucrainei și vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați expus foarte clar sprijinul pentru această extindere. Am discutat de asemenea despre situația din plan regional, european și global, profund afectată de războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Am reafirmat că sprijinul consistent al României pentru Ucraina va continua atâta timp cât va fi nevoie, așa cum am discutat cu președintele Zelensky ieri la București. În acest context am prezentat eforturile României pentru a crește capacitatea de tranzit pentru continuarea facilitării transferului de cereale ucrainiene pentru a nu permite o agravare a crizei alimentare globale. În ceea ce privește situația de securitate la Marea Neagră, am reiterat faptul că reacția rapidă a NATO și a aliaților la incidentele recente cu drone care au adus atingere inclusiv teritoriului României prin întărirea capacităților de monitorizare și supraveghere, a fost exemplară și continuăm demersurile pentru desfășurarea de echipamente aliate de sprijin. Am discutat și despre aderarea Suediei la NATO, care este necesară pentru consolidarea alianței. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru discuțiile foarte bune, de substanță și foarte deschise. Fie că această vizită a mea aici să constituie un pas semnificativ în direcția ameliorării semnificative a relațiilor dintre statele noastre. Suntem vecini, avem oportunități foarte bune de colaborare economică și cred că este important să le folosim. Mulțumesc! Mulțumesc, elnök úr!
Mulțumesc, domnule președinte. Acum urmează întrebările. Câte două întrebări vor fi puse doar ATV-ul, deci postul de televiziune ATV. Vă mulțumesc, sunt Ildiko Ciuhai de la ATV, de la doamna președinte. Domnul președinte, vă întreb cum evaluați ceea ce se întâmplă în Israel, războiul în Israel și dacă asta poate să aibă impact asupra Europei, consecințe în Europa și eventual asupra războiului din Ucraina. Doamna președintă, dacă războiul din Israel poate să influențeze și în ce măsură vizita prevăzută a domnului președinte Netanyahu la Budapesta în anul acesta era prevăzut să efectueze în vizită. Vă mulțumesc. Am fost zdruncinați cu toții de acest atac terorist care a fost efectuat împotriva Israelului. Era pe nepusă masă pentru că o astfel de atac terorist atât de agresiv, pentru asta nu eram pregătiți. Nicăieri în lume nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. Suntem lângă statul Israel, lângă locuitorii Israelului. Este o prietenie îndelungată care ne unește Ungaria și cu Israelul și evident va trebui să putem conta unii pe alții în asemenea situație dificilă. Tocmai de aceea am asigurat de la bun început conducerea Israelului despre susținerea noastră. Bineînțeles, condamnăm atacul terorist împotriva statului Israel și încercăm să facem totul pentru ca să nu se escaladeze acest conflict în zona. Ildiko m-a întrebat de asemenea dacă asta poate să avea un impact asupra războiului din Ucraina. Străim niște vremuri când există conflicte de război în cele mai diverse puncte ale lumii și cu intensități care nu le-am văzut până acum niciodată. Lumea este în ebuliție și lucrăm pentru ca să nu ajungem la al treilea război mondial. În multe regiuni din lume există deci pericolul escalării. Trebuie să fim în înțelepți, trebuie să fim cu picioarele pe pământ și trebuie să facem declarații înțelepte și hotărâri înțelepte. Conducerea din Ungaria face acest lucru atunci când ajută Israelul, când ajută Ucraina și de asemenea trebuie să găsim în ambele zone drumul către pace cât de repede. Noi ungurii dorim pace, dorim să trăim în pace și în special aici, în imediata vecinătate cu Ucraina, putem aprecia și mai mult poate faptul că este pace în țara noastră. Tocmai de aceea vom face totul și în viitor pentru ca partenerii care sunt, pentru ca cei care sunt în război să ajungă la un armistițiu cât de repede. Este foarte important. Iar în ceea ce privește vizita în Ungaria a președintelui Netanyahu, aș dori să ajungem deja într-o perioadă în care domnul Netanyahu va putea călători oriunde. Momentul de față nu este cazul. Cel mai important este ca să se găsească o soluție pentru acest atac, pentru acest război și el se concentrează asupra situației acesteia și cred că nu va putea călători nicăieri în momentul de față, dar invitația rămâne valabilă în continuare, bineînțeles. În ce privește situația din Israel, eu am condamnat din prima clipă atacul terorist de mare amploare asupra Israelului și am spus imediat că Israelul are tot dreptul să se apere. Imaginile pe care le vedem sunt imagini de groază. Sute și sute de civili măcelăriți de acest atac terorist de amploare. Acest atac trebuie condamnat prin toate formele diplomatice de exprimare și speranța noastră este să se termine această situație cât se poate de curând. Noi suntem solidari
cu Israel și România, evident, este pregătită să intervină cu ajutoare atunci când acestea vor fi solicitate. În ce privește impactul acestui război, el va exista. Deci, acest atac terorist de amploare asupra Israelului va schimba multe relații și nu numai în Orientul Mijlociu, ci în plan global vor exista anumite schimbări de abordări. Și în ce privește războiul cu Rusiei împotriva Ucrainei, din păcate, putem să constatăm că acest atac terorist asupra Israelului este evident în sprijinul Rusiei, fiindcă atenția mondială acum trebuie să se îndrepte spre două focare. Vom afla cine a stat în spatele acestui atac și care a fost strategia politică, dar urmări, cert, vor fi peste tot. Vă mulțumesc. Întrebări în continuare. Serviciul Public de Radio din România. Ioan Suciu de la Radio România Actualități. Spuneați în cuvintele dumneavoastră de început că s-a discutat și problema abordată a fost cea legată de extinderea spațiului Schengen. Cum ar putea efectiv Ungaria să sprijine și care sunt argumentele care le aduc vis-a-vis în relația cu Austria pentru ca aceasta să nu își dea, să nu exercite dreptul la veto? Valabil pentru, și pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Vă mulțumesc. În viitorul apropiat, asta va fi o problemă foarte importantă, aderarea la zona Schengen a României, Bulgariei. Repet, faptul că Ungaria nu a hotărât sprijina intrarea României cât de repede în zona Schengen și întrebarea este care este cauza și ce argumente putem avea. Toate argumentele sunt pentru intrarea României în Schengen, nu sunt contraargumente. Singurul contraargument ar putea fi privitor la migrație. Știm că migrația este o amenințare gravă pentru Europa. Noi, în Ungaria, printre primii am fost cei care am recunoscut această amenințare, ce înseamnă migrația. Va trebui să luptăm împotriva ei și nu management trebuie să asigurăm la migrație, ci trebuie să stârnim, să stăvilim migrația, care este un atac împotriva Europei. Dar soluția nu este ca România să nu intre în zona Schengen, care îi revine de drept. Va trebui să întărim granițele exterioare ale Europei, dar asta trebuie să fie la granița exterioară a României și acea graniță exterioară va trebui să o apărăm împreună, așa cum apără Ungaria, de exemplu, spre Serbia, granița exterioară a Uniunii Europene. Este, bineînțeles, o povară, dar prin aceasta România s-ar angaja în plus dacă apărând granițele exterioare ale Uniunii Europene ar face eforturi în plus. Eu consider că trebuie să evaluăm în special această tendință a României de a intra în Schengen, pentru că se angajează pentru apărarea graniței exterioare a Schengen la granița României. Bineînțeles, la toate forurile existente spunem acest lucru. În cazul în care această situație nu se rezolvă până la președinția Ungariei în Uniunea Europeană, atunci Ungaria va face totul posibil în funcția sa de președinte pentru ca în al doilea semestru anul următor România și Bulgaria să intre în Schengen și să se rezolve această problemă, așa cum s-a și întâmplat deja ca Ungaria să rezolve probleme serioase în funcția sa de președinte a Uniunii Europene. Intrarea României în spațiul Schengen ar face spațiul Schengen mai sigur și mai puternic, ar face
granița exterioară, externă a Uniunii mai solidă și mai bine apărată și ar fi un cert câștig în relația economică dintre Ungaria și România. Ungaria a fost din capul locului un partener foarte corect și ferm în această chestiune și a exprimat de la început opinia că este pentru aderarea României la spațiul Schengen și mulțumim pentru această atitudine fermă. În continuare, evident, pe căile diplomatice bine cunoscute de Budapesta, poate în continuare să încerce să lămurească și pe vecinii Ungariei mai din vest, că așa stau lucrurile. Repet, nu există niciun argument contra aderării României. Dacă ar fi să ne luăm doar după procedură, așa cum repetate rânduri în toate forurile europene spunem că nu trebuie să politizăm procedurile tehnice și să respectăm toți pașii care sunt prevăzuți în tratate și în regulamente, dacă ar fi să le luăm ad literam, România trebuia să fie în Schengen de mulți ani. Nu suntem. Și în continuare, noi am înțeles că este nevoie să convingem partenerii noștri că suntem un câștig pentru spațiul Schengen. Ultimul argument adus de cei care s-au opus a fost un pic greu de înțeles. Afirmația lor a fost că ei n-au nimic împotriva României și a Bulgariei, dar spațiul Schengen nu funcționează bine și atunci ei sunt împotrivă. Părerea mea că aderarea României la spațiul Schengen și al Bulgariei nu ar face doar spațiul Schengen mai puternic, ar înlesni și negocierile de îmbunătățire a procedurilor din Schengen. Oricum am privit-o, aderarea României ar fi un câștig pentru Uniunea Europeană. Doar că încă nu toți au înțeles foarte bine acest lucru. Mulțumesc. Următoarea întrebare, Mandiner. Postul Mandiner. Ildiko Ungvar de la Mandiner. Vreau să vă întreb, s-a vorbit despre cooperarea energetică dintre cele două țări. Întrebarea este dacă ambele țări negociază în acest moment despre cumpărarea de gaz sau alte resurse energetice sau dacă există posibilități pentru ca în problema Neptun să se amaseze. Dacă îmi permite, se pare că aici se aude pe dacă vorbim despre cooperarea energetică între cele două țări, acesta este un domeniu deosebit de important și pentru, din punct de vedere al pieței și pentru România și de aceea interesul comunist este să întărim cooperarea. Astfel cu Neptun Deep, o nouă posibilitate se deschide și mă bucur că văd că această investiție s-a început și cred că și aici mai avem o obligație. Are o obligație Uniunea Europeană. Eu cred că ar fi bine dacă această investiție ar fi ajutată și prin investiții europene pentru ca să se realize. În general, consider că este bine ca țările să acceadă la acele resurse care le revin din partea Uniunii Europene. Aș fi bucura să, deci dacă ar fi așa și de asemenea aș fi bucura să dacă resursele europene ar fi accesibile și pentru aceste investiții. Bineînțeles, nu este problema zilei.
zilei de astăzi, cooperarea continuă. Vreau să semnalez domnului președinte intenția Ungariei pentru faptul că vrem să cumpărăm gaz și mai mult și de acolo, pentru că astfel am putea diversifica în continuare resursele energetice, posibilitățile actuale și am putea reduce dependența față de Rusia. Deci sper că da și că suntem în discuții în această temă. Foarte bună întrebare. Acum, noi toți suntem într-o etapă nouă, importantă și definitorie pentru economia europeană. Dorim să mergem spre o economie verde care se bazează în principal pe resurse energetice regenerabile. Și avem ambiția, este o decizie a Consiliului European, ca până în anul 2050 să avem o economie neutră din punct de vedere al emisiilor. Acest lucru este posibil dacă trecem economiile noastre pe resurse regenerabile. Dar până atunci, economiile noastre trebuie nu doar să supraviețuiască, ci și să se dezvolte și să crească. Și atunci cu toții avem nevoie de resurse pentru tranziție. Pentru România, chiar dacă avem o proporție mare deja de regenerabile, sursele energetice de tranziție sunt gazul natural și energia nucleară pe care le folosim și pe unele și pe altele. România dispune de resurse de gaz natural pe teritoriul terestru, dar în ultima vreme s-au găsit resurse importante și în zona apelor teritoriale, zona coastei. O investiție acolo este planificată de o asociere între două companii, una europeană și una românească, nu vreau să le nominalizez, dar se progresează și ne așteptăm ca în viitorul destul de apropiat această resursă să poată fi exploatată. În acest caz este foarte clar că România poate să devină un partener și un furnizor relevant de energie pentru Ungaria și cred că ar fi un lucru foarte bun, fiindcă și Ungaria, și România, și toată Europa vrea să se decupleze de resursele rusești. Vrem să avem alte surse de energie. Sigur, în detaliu, aceste chestiuni se rezolvă pe o bază comercială. Sunt companiile care vor exploata, companiile care transportă, companiile care importă, dar ca să funcționeze aceste lucruri foarte bine, este nevoie de o interconectare bună între economiile noastre și concret de o interconectare fizică bună și am înțeles că există dorința de ambele părți de a face pași hotărâți în această direcție. Deci iată o oportunitate foarte bună pentru România și Ungaria să devină parteneri strategici și în domeniul energiei. Vă mulțumim. Ultima întrebare, Serviciul Public de Televiziune de România. Televiziunea Română, întrebarea mea se adresează domnului președinte Klaus Iohannis. Domnule președinte, ce sprijin militar va acorda România Ucrainei? Mulțumesc. Un sprijin militar important. Astăzi nu, nici mâine. După ce se termină războiul, cu siguranță se pot declara toate detaliile. Până atunci, cu siguranță, atunci când este nevoie să se detalieze, Ministerul Apărării va face aceste
chestiuni și nu președintele României, dar cred că a observat toată lumea că ieri în conferința de presă, împreună cu președintele Zelenski, am spus că România sprijină Ucraina umanitar, militar și așa mai departe. Eu consider că este un lucru bun, este un lucru important. Ucraina luptă pentru libertate, pentru suveranitate, pentru teritoriu național și noi care suntem pe flancul estic și știm cât de grea poate să fie această luptă, îi sprijinim pe ucrainieni. Detalii despre aceste chestiuni nu dăm, fiindcă nu este foarte bine în timp de război să dai prin media toate detaliile opozantului sau adversarului. Nu este nici logic, nici util. Dar aceste chestiuni sunt foarte serioase. Ele se negociază între ministerele de resort și noi credem că și această colaborare este o bază serioasă pentru viitorul nostru parteneriat strategic cu Ucraina. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Conferința de presă internațională se termină. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi frumoasă în continuare.